Trei copii au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs aseară în apropiere de satul Mitoc din raionul Orhei. Potrivit poliției, un șofer de 44 de ani nu a păstrat distanța între mașini și a lovit un autocamion care a staționat la trecerea de pietoni. Pe bancheta din spate automobilului erau trei copii de 4, 7 și 9 ani. În urma impactului, aceștia au fost transportați la spitalul raional din Orhei. După examinarea medicilor, copiii au fost externați. Niciun șofer nu se afla în stare de ebrietate. Oamenii legii urmează să stabilească toate circunstanțele producerii accidentului.